Planurile municipalității au fost făcute publice zilele trecute cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la nașterea pictorului sighetan Horoși Simon. Primarul Horea Scuble a declarat că s-au purtat deja discuții în acest sens. Există un proiect care cuprinde amenajarea acestei zone și se caută bani pentru realizarea investiției. Am decis care va fi strada Horoși Simon, cu siguranță. Strada Horoși Simon va fi alea asta mică, este ea, dar extrem de bine plasată dintre Biserica Romano-Catolică și Casa Memorială Horoși Simon. Acolo vom scoate circulația afară și acolo vom avea o zonă pietonală, vom pune noi un mic proiect, acolo o să punem cuburi din acelea de piatră pe jos. Pentru că în mijlocul piațetei ar trebui să stea o statuie, a decis ca aceasta să fie a Fecioare Maria și nu a pictorului Horoși Simon. Asta deoarece pentru bustul marelui pictor, spune primarul Horea Scubli, a gândit altceva. Despre ce este vorba, nu a dezvăluit încă. E un proiect pe care eu mi l-am propus, l-am avut discuții vis-a-vis de el și cred că este foarte ușor realizabil. Nu cred că noi, comunitatea locală, nu putem să ne focusăm și concentrăm să strângem banii necesari pentru a face replica acestei statui și lansez invitația tuturor asociațiilor culturale, de ce nu bisericii, comunității locale și cu siguranță Consiliului Local, care preia cea mai mare parte a cheltuielilor referitor amenajarea pe orizontală acestea. Aceasta este o promisiune pe care o fac și cred că ne putem ține de cuvânt. Lucrările se doresc a fi finalizate undeva la mijlocul anului viitor.